deranjează dacă eu aș fi bunicul tău? Este fără dar și poate unul dintre concurenții care au șanse mari să câștige emisiunea România au talent sezonul ăsta. E un fel de ambasador al luptei noastre. Știi ce mi se pare mie cu adevărat dureros în momentele astea? Avea nevoie mai mult decât orice de o îmbrățișare și nu pot să-i ofer. Un minut, trei minute, zece minute poate să schimbe viața, știi? Și ăsta e punctul ăla. Și... e grav. E grav ce e aici, înăuntru, e grav. Bună seara, stimă, să rămână. Zi, tate, cum te cheamă? Ghintan Ion Mihai. Și cum îți spun acasă? Nu-mi zic. Cum adică nu zic? Nu-mi zic. De ce, tata? Că nu-mi zic. Îi... na, am crescut singur, de mic, prin casă de copii, orfelinate și tot așa. Și la 11 ani am fugit și mă descurc, e singur, îți bine. Prima mea amintire, ce mi-aduc aminte bine, e când l-au înfiat pe frate meu atunci. Că noi am ajuns amândoi la același cămin, orfelinat, și el a fost înfiat de când am fost mici. Aia a fost prima amintire, gen... cum zbiram după fratele meu. Stat la orfelinat până la vârsta de 12 ani oficial. După care am plecat, am stat 3 ani de zile în stradă. Stradă, în străduță, uite așa cum vezi tu pe frig. Noi avem acolo în Timișoara niște țevi. E, și acolo eu am săpat un pic de desubt frumos, am pus cartoane, am pus păturicele, am pus să nu se simtă umezeala aia. Și când stăteam întins așa și cam la o distanță din asta erau țevile deasupra mea. Și îți dai seama că emană atâta căldură încât puteam să stau și în pielea goală acolo în timpul iernii. Nu simțeam frigul sub nicio șansă. Și când era foamea aia, făcea Dumnezeu, că altcineva nu putea să facă, cumva, să amă, să primesc, știi? Fără să cer. Mai munceam la negru, n-aveam buletin, construcții, salahor, ajutam. Muncit cu ziua, mai cum reușeai, cum orice combinație să spui așa, încercai să o faci să-ți fie bine, să pui pâinea aia și toate astea. Dacă ar fi să am eu puterea să-ți împlinesc visul tău, care ar fi ăla? Să deschideți o casă de copii. Asta ai vrea? Da. Dacă nu eu, să deschideți dumneavoastră. Dacă aveți puterea, indiferent că-s case de stat sau case private, contează educatorii. Eu îmi pare rău, am numai 12 clase. Da. 8 ani de muzică, din clasa 1 până în clasa 8 și din clasa 9 până în clasa 12 actorie. Unde asta? La Colegiul Național de Artă Ion Vidu. Au secție de teatru? Da, au și secție de teatru. Bravo lor. Jim. Da. Mi-aș dori din tot sufletul să ne emoționez pe măsura poveștii tale. Din tot sufletul mi-aș dori. Același lucru mi l-aș dori și eu. Hai să vedem. Stimă. Ia. Yeah. Am ales să cânt despre țară, unde pentru toți acasă te ieși tot secar. Ăștia mor pe afară, au strigă de are, înjură că nu-i gol, ci că o dau în pare. Stai liniștit pe la noi, nu-i ca prin filme. Bagă bani în tine doar să te schimbe. Te joacă ca pe minge, te mici prin religii. Asta e realitatea, nicio biserică nu-mi vinge. Iar ăștia de-ați ajuns cumva vedete. Nu uitați, vă rog, că publicul vă vede. Dar ea ca nimeni nu mai crede. Artiștii poartă sigura mai multe fețe. Tot românul să învețe. Nu cu pumnul, ci cu tandrețe. Lipsiți de bunătate, fără pic de politețe. Ne distrugem unii cu alții, aruncând în roate pețe. Devenim mai buni de Crăciun și sărbători. Catalogați nebun, cum că te strigăm la nori. Vindem terenul, ne vindem și pe noi. De asta copii ajung să locuiască prin noroi. Și vrem război, primim război. Foloși pe locul 1, nu ne mulțumim cu 2. Să ne trezim apoi. Suntem niște animale fără suflet reci goi. Zic, dragă țară, vino de afară. Să putem fi din nou familia de odinioară. Drag român, ia-te de răscoală. Lasă tu cu alții, oricum lumea nu e egală. Zic, dragă țară, vino de afară. Să putem fi din nou familia de odinioară. Zic, drag român, ia-te de răscoală. Lasă tu cu alții, oricum lumea nu e egală. Și zic, toare. Și mă jur că nu mai pot, stau degeaba și să cred că pot schimba ceva sub forma te-a obține scop. Să știi că nu vreau, nu înseamnă, nu pot. Talent echivalent cu muncă iau. Te rog, lasă sufletul să-mi iungă, iau.
vise proaste alungă. De Doamne, copor un cor cât ar fura, n-or să le ajung. Dragă țară, vino afară să putem fi din nou familia tot dinioară. Drag român, ia-te de răscoală, lasă tu pații, corcul lumea nu e gală. Zic, dragă țară, vino afară să putem fi din nou familia tot dinioară. Zic, drag român, ia-te de răscoală, lasă tu pații, corcul lumea nu e gală. Lumea nu e gală, bro. Lumea nu e gală, bro. Așa e, mă, așa e. Stimă. Mă gândeam la ce spunea adineori, că vrei la un moment dat să îți întemezi o familie și să copiii tăi să aibă bunici, nu? Da, da, da. Și că tu n-ai avut bunici. Nu. Te deranjează dacă eu aș fi bunicul tău? Crezi în povestea cu peștișorul de aur? Cred în multe povești. Bine, ia de aici atunci. Ce vorbesc? Mă vezi că-mi pula cap!